CSM Târgoviște are un moral excelent pentru a rapei. Meciul care se va disputa miercuri seara cu începere de la orele 18 în sala sporturilor vine cum nu se poate mai bine pentru echipa lui Dike Ulacos. Gabriel Boriga a comparat performanța realizată de CSM Târgoviște cu cea reușită de Oltchim Râmnicu Vâlcea la handbal în Champions League. Târgoviște în acest moment este, alături de Oltchim Râmnicu Vâlcea la handbal, cel mai bun ambasador al României din punct de vedere sportiv. Mai bun decât din punct de vedere al performanțelor decât orice alt club, orice altă echipă. Tot președintele onorific al CSM-ului a admis că Ara va veni la Târgoviște ca pentru o finală, disputa cu CSM fiind ultima șansă pentru Franțu Zoaice în speranța calificării mai departe. Deși la prima vedere pentru unii ar putea părea că este un meci ușor, vă asigur că nu va fi așa. Franțu Zoaice le vin să-și vândă pielea scump pentru că este ultima lor șansă de a mai prinde un loc în trenul primăverii europene. Este o echipă care a început sezonul timid, și cel de Euroligă și cel din campionatul Franței, însă să nu uităm că acolo campionatul Franței este unul din primele trei campionate de valoare ale Europei. Vor veni decise să-și vândă pielea scump. Este ultima lor șansă. De aceeași părere este și antrenorul principal grecul George Dikeoulakos. Acesta atrage atenția că Ara nu trebuie subestimată. And the only thing that we need to pay attention a lot is to adjust to the athleticism of the French players. Lucrurile pe care trebuie să ne axăm este să fie în concordanță tactica noastră cu echipa franceză, cu jocul echipei franceze. Because they have a lot of players that they were fast and strong and experienced. Pentru că au o grămadă de jucătoare rapide. Monica Chieri, cea mai recentă achiziție a CSM-ului, spune că jucătoarele Târgoviștei trebuie să rămână concentrate. So, it's very important for us to be focused this week in practice and prepare for the game on Wednesday. Așa că trebuie să fim foarte concentrate la antrenamentele de săptămâna aceasta pentru a câștiga meciul de miercuri.